You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. Bună dimineața! Am zis să ne apucăm prin a face brioșele, pentru că acestea cred că o să-mi ia cel mai mult timp. Haideți să vă arăt ce o să folosesc pentru brioșe. Avem nevoie de 240 de grame de făină, 2-3 ouă, depinde cât sunt de mari, 150 de grame de zahăr, 80 de ml de lapte, 80 de grame de unt moale, o linguriță și un pic de praf de copt și un pic de esență de vanilie. În ceea ce privește decorarea cupcake-urilor, haideți să vă arăt ce am cumpărat. Am cumpărat crema aceasta de zahăr. Aceasta este colorată, cu gust de vanilie, dar colorată. Zice că este unicorn, dar mi-a plăcut foarte mult culoarea. Și am mai cumpărat una simplă, așa simplă, albă de vanilie. Acestea o să le folosim pentru a orna brioșele și haideți să vă arăt ce bombonele am. Am acestea formă de steluță. M-am gândit să folosesc, acestea sunt mai mult pentru Crăciun, dar mi-a plăcut foarte mult zahărul acesta roșu și m-am gândit că aș putea să folosesc un pic din zahărul acela. Le-aș mai avea și pe acestea dacă aș avea nevoie. Și acum de curând cred că vă mai arăta pentru Petrea Miruna, i-am cumpărat niște sclipici. Acesta mov. Am mai cumpărat acesta verde, acesta verde nu cred că o să-l folosesc acum. Avem și niște forme pentru brioșe de hârtie pe care o să le folosesc. Da, da, cam acestea sunt ingredientele pentru brioșe și am zis să începem cu brioșele. Bună, dragilor, și bine ați venit la un nou videoclip. Zic să vorbesc puțin cu voi și din voice over. Astăzi avem un clip plin de motivație. Astăzi vom face câteva pregătiri pentru weekend și mai exact pregătiri pentru petrecerea Mirunei. Așa că m-am gândit să vă iau cu mine și să vă arăt exact cum mă pregătesc eu pentru o petrecere acasă. Vom găti împreună, facem brioșe, de asemenea vom face salată de vinete, salată de ciuperci cu maioneză, facem un snack bar, vă arăt ce băuturi o să aibă fetele, decorăm casa, bineînțeles nu se putea, avem și un DIY pentru o arcadă din baloane în cazul în care vă gândiți să faceți o petrecere de genul acesta acasă. Am o idee super faină pentru voi. Tema petrecerii va fi un picnic acasă, așa că de-abia aștept să vă arăt ce am cumpărat pentru această petrecere. De asemenea, o să vă arăt ce cadouri a primit Miruna. O să vă arăt o idee super faină de a personaliza un cadou și după multe, cum să zic eu așa, încercări, am reușit într-un final să împachetez o bicicletă cât de cât, să zic așa. Da, este un videoclip cu de toate care sper eu să vă placă și să vă dea motivație în cazul în care aveți ceva de trăbăluit, să trăbăluiți împreună cu mine. Sau dacă urmează o petrecere la tine în familie și ai nevoie de câteva idei, acestea sunt numai bune pentru a le pune în practică. Try to leave, you still make me wanna stay. You ask me to believe in the words that you say, but I can't be strong if you can't move on. Don't you think we've had enough of the trauma you bring? Ain't you tired of thinking we can get through anything? 'Cause I can't move on if you can't be strong. But every time I... În
continuare ne vom ocupa de decorarea casei, dar înainte să ne apucăm să decorăm, am zis să vă dau un mic overview al decorațiunilor pe care le vom folosi. Avem aici o selecție de baloane, de asemenea am cumpărat câteva jocuri pentru fete, pentru a le ține entertained un pic, să zic așa, pentru că am invitat 8 fetițe și da, destul de greu să le ții ocupate pentru câteva ore. Acesta este unul dintre ele, le-am cumpărat de la Asda. Majoritatea chestiilor pe care eu vi le arăt aici sunt din anii trecuți, dar zicând asta, am un videoclip în care vă arăt un mini haul, așa că o să linkuiesc videoclipul acela în căsuța cu descriere, în cazul în care vă interesează. Și aici am zis să vă arăt outfitul Mirunei, cred că l-am mai arătat într-un videoclip, dar acesta este scopul acestui videoclip și am zis să vă arăt. Rochița este cumpărată de la Next, dar coiful și accesorul pentru păr a fost cumpărate de la Claire's, dar da. În continuare ne vom ocupa de pregătirea mesei, între ghilimele mesei, după cum bine puteți vedea aici, am câțiva paleți pe care noi am avut prin grădină. Soțul meu se gândea să îi ducă la gunoi și m-am gândit că ar fi numai potrivit înainte să scăpăm de ei, să pregătesc petrecerea Mirunei ca și un picnic. De mult mi-am dorit ca să putem să facem o astfel de petrecere, mi-aș fi dorit să fiu cinstită ca vremea să fi fost destul de bună încât picnicul să fie afară, dar Miruna este născută la începutul lunii martie și în Marea Britanie este foarte frig la începutul lunii martie, așa că nici pomeneale de picnic afară. M-am reorientat eu și am zis să facem un picnic în living room. Miruna a fost foarte încântată să mă ajute cu pregătirile pentru petrecere. Cum crește de la an la an, este tot mai activă și mai prezentă în pregătirile acestea, să zic așa. I-a plăcut foarte mult, a fost foarte încântată, cred că era excitementul acela dinaintea petrecerii. Dar aici, după cum bine vedeți, umflăm o mulțime de baloane. O să pregătim o arcadă din baloane și avem nevoie de aproximativ, să zic așa, cam 50 de baloane, să zic așa. Aveam o pompă de umflat baloane, dar nu știu ce am făcut cu ea. Am rătăcit-o pe undeva, în orice caz nu am putut să o găsesc. Dar acesta este tape-ul pentru arcada de baloane de care vă spuneam. Este cumpărat de pe Amazon, cred că m-a costat 3-4 lire maxim. Tape-ul are o lungime de aproximativ 2-3 metri, poate mai bine să zic așa, în care pur și simplu introduci baloanele în forma arcade pe care tu vrei să o faci. Mi se pare super de efect și, cum am zis, este foarte accesibilă ca și preț și dacă tu ai vrea să faci o arcadă foarte mare în care, să zic, ai nevoie de sute de baloane, totuși costul acestei arcade nu o să te ducă la fel de mult. În cazul în care ai vrea să închiriezi o arcadă de la o firmă de petreceri pentru copii. Cum am zis, cred că eu am folosit aproximativ 40-50 de baloane care m-au costat, nu știu cât să zic, pentru o pungă de baloane de 10 baloane mai puțin de o liră, cred că, iar tape-ul, cum am zis, este cumpărat de pe Amazon, 3-4 lire maxim și îl folosesc an după an. Da, mi se pare o idee super faină de a înfrumuseța casa și a s-o decora pentru petrecerea unui copil.
continuare am zis să vă arăt cum am personalizat noi bicicleta Mirunei. Am folosit, da, vechile stickere pe care le folosesc în jurul casei pentru a organiza. Inițial m-am gândit să-i comand un sticker personalizat de la o firmă care face cadouri personalizate la mine în oraș, dar prețul mi s-a părut destul de mare pentru un sticker pe care, sincer să fiu, nu am putut să-l justific și nu știu cum de mi-a venit ideea, dar am zis, stați că pot eu să fac un sticker pentru bicicleta ei. Chiar îmi place cum mi-a ieșit, mi se pare că a ieșit super, super fain, nu ai zice că l-am făcut eu din label-uri sau etichete de o liră. În orice caz, dacă mă urmăriți de ceva vreme, știți deja că am avut un pic de furcă cu împachetatul bicicletei, nu am vrut să-i dau pur și simplu așa, am vrut să pun acolo câteva mici accente de cadou pe ea. Inițial eu urmăresc pe Emily Norrison și ea a făcut acum câțiva ani un videoclip în care împacheta niște chestioare mai greu de împachetat, printre care și o bicicletă. În clipul acela cadoul era pentru Crăciun și ea a folosit foarte multe obiecte decorative de Crăciun pe care, bineînțeles, nu am putut să le folosesc. Dar da, după cum bine ați văzut, am pus acolo niște tinsel, dar mi se pare că a ieșit destul de bine. În continuare v-am arătat câteva dintre cadouașele Mirunei. I-am cumpărat un nou outfit. Mi se pare că de fiecare dată când e ziua ei sau ziua lui Mihai, mai nou primesc hăinuțe. Outfitul acesta este cumpărat de la Next, iar cordeluța cred că am cumpărat-o de la Primark, vreau să zic. Iar cadouașele personalizate pe care vi le-am arătat sunt cumpărate de la o colegă de la mine de la servici, care are un magazin pe Etsy și face chestioare handmade. Dar da, cam acestea sunt lucrurile pe care noi le-am cumpărat Mirunei. Nu am vrut să exagerez cu cadourile. Și zic să vă arăt ce am făcut și cum am lăsat ieri. Am reușit să punem baloanele acolo sus, backdrop-ul acesta auriu sau rose gold, nu știu ce culoare este. Este un fel de rose gold. L-am cumpărat de la Home Bargains, cred că m-a costat maxim 1,50 lire, vreau să zic, dar mi se pare că a dat așa un efect frumos camerei și a mascat cumva dulapul acesta, ceea ce era și intenția mea. Haideți să vă arăt aici, am reușit să punem arcada de baloane sus, am mascat un pic și geamul, tinselii aceia, aceia sunt cumpărați așa de la Home Bargains, cred că vi-am arătat, iar aici am pus 3 flori din hârtie, în colțișorul acela am pus coșul de picnic, mai mult pentru decor, nu o să-l folosim, stați că vă arăt. L-am pus mai mult pentru decor, nu o să-l folosim, iar aici în colțișor o să punem un balon cu numărul 8, o să-l aducă soțul meu când se întoarce de la servici. Și cred că v-ați dat deja seama de tema petrecerii, am vrut să facem un fel de picnic. Astea sunt niște paleți pe care noi am avut în grădină, nu știu dacă v-am explicat când am decorat ieri, că decoram cu Miruna și nu cred că am vorbit prea mult. Perinițele toate le-am avut, păturicile la fel, da, și mi se pare că arată foarte bine. Setul de picnic este cumpărat de la Range, cred că m-a costat în jur la 3-4 lire maxim și vine cu față de masă pe care, cred că ați văzut, eu am tăiat-o în două, 8 farfurioare, șervețele și pahare. Iar în colțișorul acesta am făcut eu un mini station, să zic așa, aici avem toate chestioarele pentru poze, farfurioare, pahare, coifurile și niște paie extra. Iar aici am pregătit câteva jocuri pentru fete, pentru că avem 8 fetițe invitate și da, aș vrea să le entertain un pic, să zic așa. Iar în continuare o să mă ocup de colțișorul acesta. Semnul acesta cu Celebrate, tot așa de la Home Bargains, tot așa maxim o liră, sunt foarte, nu sunt scumpe deloc decorațiunile și le poți refolosi de la petrecere la petrecere, de exemplu acela cu Happy Birthday, cred că l-am de vreo 3 anișori. La fel și fața de masă, aceasta este o față de masă wipeable, pe care eu am pus-o ca un backdrop. Dar da, cum am zis, le am de ceva vreme, nu sunt noi, la fel și florile acelea, cred că le am de vreo 2 ani, le poți refolosi. Aici o să așezăm mâncarea propriu-zisă, o să facem o fântână de ciocolată, care o să fie atracția principală. Aș vrea să fac și niște sandwich-uri, să pun câteva prăjiturele și niște snack-uri, da, dar de partea aceasta o să ne ocupăm în continuare. Haideți să vă arăt ce pregătesc ca și snack-uri sărate. Cred că v-am arătat într-un haul, am cumpărat covrigei aceștia, vreau să-i bag la cuptor și să-i pun pe masă.
și o să pregătesc și niște sandvișuri foarte simple, doar cu unt și cu șuncă sau cu unt și cu cașcaval. Sunt niște sandvișuri engleze 100%, dar le plac fetițelor foarte mult, așa că o să pregătesc și niște sandvișuri să fie pe masă. Iau camera să vă arăt cum o să aranjez toate prăjiturile pe standul acesta cu 3 nivele. Aici avem toate brioșele, acestea sunt făcute de noi acasă, iar restul toate sunt cumpărate. Cred că vi le-am arătat într-un haul, așa că nu o să vă stresez cu ele, dar aș vrea să mixez din ele. Vom pune și niște bezele, haideți să vedem cum putem să aranjăm prăjiturile pe stand. City, and I feel alone when you're with me. I look for places where I can't hide. Yeah. I guess I've been searching for places, some familiar faces. I think I just need a little light. I've been trying to fake it. I have said I can take it, but I think you should let me go. 'Cause I need some time. Ceea ce privește fântâna de ciocolată, am fost convinsă că va însufleți atmosfera petrecerii atât pentru copii cât și pentru adulți. Ceea ce privește snack-urile, ce le-am putea servi cu ciocolata aceea fierbinte și delicioasă, am decis să pun marshmallow, bineînțeles, bucăți din fructe, biscuiți. Cred că nucile ar merge de asemenea foarte bine cu astfel de fântână, dar din motive de siguranță pentru fetițe, eu am decis să nu le pun pentru petrecerea Mirunei, dar dacă ai organiza o petrecere pentru adulți, cred că nucile ar merge de asemenea foarte bine. But these days I just feel long gone, and I don't know how to make it right. I've been trying to fake it, I have said I can take it, but I think you should let me go. 'Cause I need some time, 'cause it has been too long since I got any sleep. Yeah, it's been a while. Am zis să pregătesc niște gustărele și pentru cei mai mari dintre noi și am decis să fac o salată de vinete și o salată de ciuperci cu maioneză. Vinetele noi le facem cu ceapă, iar în ceea ce privește salata de ciuperci, nouă ne place cu usturoi, dar lăsați-mi în comentarii, voi face salată de ciuperci cu maioneză și usturoi? Știu că nu peste tot în țară se face această salată. Sometimes.
ceea ce privește băuturile pe care noi le-am servit la petrecere, am folosit niște sirop de afine pe care l-am înmulțit cu apă, le place fetițelor foarte mult, am pus și niște suc de mere și bineînțeles apa noastră de toate zilele. Cam acesta a fost videoclipul meu pentru astăzi, mulțumesc din suflet că m-ați urmărit ca de fiecare dată, sper că v-am dat niște idei bune, iar noi ne vom revedea data viitoare cu un nou clip. Până atunci, mulți pupici și pa, pa!